Hei, salutare prieteni, eu sunt Mihăiță și bine v-am regăsit la cariera noastră cu Steaua. După cum bine știți, cu toții avem meciul acasă la noi pe Național Arena, al doilea meci din Liga 1 Betano. Ok, dar nu înainte de toate trebuie să mai transferăm un portar și maxim doi fundași centrali, pentru că avem mare nevoie, că ați văzut și voi, foarte, foarte multe gafe în apărare după plecarea lui Andrei Vlad. Chiar avem nevoie de un portar. Hai să vedem la free transfer, nu, la la împrumut, dacă putem face un împrumut. Ok, am găsit un portar liber de contract pe împrumut, 924.000 pentru un an. Bă, ok, aparent arată destul de bine. Și da, iată, am adus un portar sub formă de împrumut și după vedem la urmă dacă alege, dacă e cu cumpărare sau nu. Ok, iată și un fundaș central, Bamba, de la Cardiff City. Bă, este un fundaș cu overall de 71 și 3 milioane și ceva sub formă de împrumut de picior drept. Nu, dar să ne ducem un pic la Iași, poate găsim ceva. Vreau să începem în forță, să începem episodul direct, să nu ne mai lungim cu introducerile, cu nimic. Ok, și mă afară, transfer, selectiv. Ok, la Iași, dacă vă amintiți voi bine, îl avem aici ca fundaș pe Gardoș. Aș încerca să-l aducem pe Gardoș, dacă am putea și dacă l-ar da moldovenii. Ok, 1.800.000 pentru Gardoș, n-ar să vadă ei, 1.500.000 și hai la noi. Bun, deci Florin Gardoș, iată, revine la Steaua, sper să fie el acel fundaș de care avem nevoie în apărare. Ne-am transferat și un portar pentru că aveam mare nevoie de aceștia. Ok, urmează meciul cu Gaz Metan după Național Arena. Florin Gardoș va intra în locul Junior Moraes în apărare. Marco Momcilovici vom introduce și pe acesta. Romario Benzar destul de obosit arată. Pe cine se bag eu fundaș dreapta? Nu prea avem cine știe opțiuni, deci s-ar putea să-l lăsăm așa, sau dacă nu mă înșel eu, noul fundaș pe care l-am transferat, nu știu dacă ar putea da randament pe acea poziție în dreapta, deci mai bine lăsăm așa pe Romario Benzar. Florinel Coman va ieși, va intra. Florin Tănase vom introduce aici. Florentin Matei va ieși și el intră. Dragoș Nedelcu, Adrian Stoian va ieși, intră noi pe Mihai Roman vom introduce aici în locul lui Denis Mann. Filipe Teixeira în locul lui Adrian în locul lui Adrian Stoian. Deci da, aceasta este echipa și atacant pe Ioan Hora. Iată-l pe Ioan Hora la debut ca titular. După cum se vede, Mihai Pintili iese, va intra Lucian Filip și cred că am construit un lot destul de ok. Iasă Bălașa, intră Planici și haideți să debutăm direct cu noul portar, să vedem de ce este în stare acesta și să-i dăm drumul marelui meci de acasă la noi pe Național Arena împotriva celor de la Gaz Metan Media. Și iată, 23.129 de spectatori, aproape jumate din Național Arena, capacitatea ce avem aici, deci un stadion plin, conform după cum se vede. Deci da, fraților, haideți să începem în forță și să ne continuăm forma bună pe care o avem. Ok, iată și primul 11 al celor de la Gaza Meta. Nu mă interesează primul 11 al acestora. Vreau doar să câștigăm. Romar pentru Romario Benzar. Benzar pentru Planici. Planici nevoie să întoarcă pentru Gardoș. Iată la prima atingere de când a venit la Steaua Momcilovic pentru Teixeira. Teixeira deschide flank, dar nu. Dar o face, o recuperează într-un final și deschide ieșire pentru Hora. Iată un prim atac. Asteriștilor, primul șut al lui Hora direct în vinclu. Iată primul șut. Deja în primele maxim 10 minute. Iată Steaua cu un atac periculos. Arată bine Steaua. Iată-l pe Hora cât de bine se descurcă. O pasă pentru Roma și este penalti. Și cartonaș galben. Atenție la Constantin. Iată. Da, penalti clar. Intrare prin spate. A scăpat cei drept
cu fața curată putea lua chiar și roșu. Ok, șutăm cu Mihai, cu Ionut, Ioan Hora, atacantul nostru. Sper să nu fac o alegere greșită și nu o fac și este gol. Iată, început perfect pentru steliști. Galeria sună din ce în ce mai tare. Foarte, foarte mulți steliști aici pe Național Arena să vadă acest meci. Primul meci al steliștilor pe Național Arena de când a început campionatul și iată că începe în forță. Minutul 10, Steaua conduce Gaz Metan cu 1-0. Filipe Teixeira recuperă excelent. Filip pentru Benzar. Benzar ratează acolo balonul, dar îl prinde Gardor și iată și el foarte bine stăpân acolo în apărare. O pasă pentru Teixeira, Teixeira pentru Hora, Pora. Iată, combine foarte bine steliștii, dar pierd balonul cel de urmă. Pasă pentru Costea, Costea mai departe pentru Aurelio, acolo este Romario Benzar. Aurelio, iată din nou același Aurelio, la un duel cu nimeni. Gardos este stăpân pe situație și calmează jocul. Nedelcu, superb pentru Florin Tănase. Tănase combină excelent cu Hora. Hora aproape de a deschide un nou flanc pentru Roman, o face într-un final. Iată o pasă pentru Tănase, cât de bine combină Tănase, dar Crețu ia față. Iată o pasă pentru Mailat. Mailat și Tănase sunt acolo, Tănase recuperează excelent. Pasă pentru Nedelcu. Hora, Hora, iată pe Hora foarte, foarte implicat în această partidă, la acest debut. O centrare care nu e deloc rea. Romario Benzar înscrie cu capul. Este gol. Iată cât de bine au combinat jucătorii noștri jocul. Iată ieșire greșită a portarului din Gaz Metan și iată că Romario Benzar nu iartă și înscrie cu sânge rece, cu toată poarta în față. Minutul 34, scor de 2-0. Iată Steaua în ce formă se află. Steaua va urma și meciul din UEFA Champions League. Sper să nu dăm toate golurile pentru că avem nevoie de goluri și acolo, pentru că avem o grupă destul de grea. Iată din nou pe Hora, cât de bine iese la combinații. Momcilovic în fața lui Mailat, pasează pentru Planici. Iată iese la primire și Gardoș. Gardos pentru Benzar, cât de bine se descurcă Gardos în apărare, excelent. Teixeira pentru Roman, iată deschide un nou flanc al lui Roman. Acesta nu pierde balonul și se descurcă excelent. Dar în cele din urmă a fost deposedat, dar iată cum vine cu recuperarea. Nedelcu deposedat corect, iată-l pe Romeo și nu mai face nimic Gaz Metan. Iată prima repriză, scorul este în favoarea steliștilor, 2-0. Deja iată Steaua cât de bine joacă și în ce formă se află elevii lui Mihai Teja. Ok, iată-l pe Aurelio Gardos, este acolo, a coborât și Roma să ajute apărarea noastră. Teixeira pentru Filip. Filip trimite balon, dar pentru nimeni, acolo se află Constantin cu un cartonaș galben. Ok, iată un atac. Ok, iată și o schimbare a Gaz Metanilor. Știu că am nevoie de schimbări, știu că nu sunt într-o formă bună. A venit foarte slabi cei de la Gaz Metan aici pe Național Arena. Iar steliștii profită cu sânge roșu, cu sânge roșu, sânge rece de fapt. Nu știu ce cu mine, m-am încurcat. Tănase pentru Nedelcu. Nedelcu are șuturi bune, Nedelcu și o face din prima. Este doar un corner. Iată portarul certându-și cu echiperea. Iasă Paul Costea, intră Antoni Ivanov. Sper să fie și această schimbare nu știu exact cum să spun, Planici pentru Nedelcu. Nedelcu, Tănase, este din nou penalti dacă nu mă înșel. Da, chiar a fost contact acolo, iată Tănase. Iată din nou Tănase, da. Reușește să scoată penalti după penalti. Da, chiar a fost contact ceva mai slab, dar a fost contact. Din nou același Hora și apără portarul. Apără portarul, iată un șut nici chiar atât de slab, dar ia ghici colțul. Gardos pentru Planici, iată cei doi fundași centrali, Nedelcu. Pentru Teixeira, șut din prima lui Teixeira, periculos. Iată, Galeria Stelei încep din ce în ce mai tare să-și încurajeze echipa. Iasă Sebastian Mailat, intră Paul Costea. Iată, schimbări după schimbări. Ia să facem și noi o schimbare, pentru că avem nevoie de schimbări. Va și Teixeira, intră Olimpiu Moruțan. Iasă Ioan Hora, un debut de nota 10 pentru el, pentru că a combinat foarte, foarte multe mingi. Și intră Raul Rusescu. Nu contează în ce minut se efectuează, dar trebuie să se efectueze aceste schimbări. Iată pe Planici, este acolo și nu poate recupera Crețu. Crețu dribling-uri în fața lui Momcilovici. Momcilovici
Da, cred că a fost contact, da, este foul. Și iată, se efectuează și cele două schimbări la steliști. Ia să te șira cu Hora, intră Moruțan și cu Raul Rusescu. Iată o fază, ce s-a întâmplat acolo? Iată o fază neînțeleasă a gazmetanilor. Nu s-au înțeles acolo. Ok, mingea este la nouă portară al steliștilor. Nu prea a avut probleme în această partidă. Nu prea a avut ce apăra. Planici combină cu Gardoș. Gardoș pentru Filip. Cred că aceasta va rămâne apărarea noastră. Gardoș cu Planici pentru că sunt cei mai buni fundași. Dar să nu uităm de Mihai Bălașa. Iată pe Filip. Se descurcă excelent. Deschide un flag pentru Roman. Roman pentru Moruțan. Moruțan pentru Rusescu. Își face șutul peste poartă. Puțin peste poarta celor de la Gazmetan. Scor de 2-0, minutul 84. Cam aceasta este partida. Mare lucru nu cred că pot face cei de la Gazmetan. Iată pe Planici. Deschide excelent pentru Raul Rusescu. Nu este offside. Raul Rusescu pentru Roma. Roma are centrări bune. O face direct spre poarta. Apără Pesca. Minutul 93. Minute arătate de la margine. Meciul continuă să fie cât mai spectaculos. Iată Moruțan Ivanov în față-față cu Nedelcu. Câștigă Nedelcu. Tănase pentru Nedelcu. Nedelcu încearcă un șut de la distanță. Nu este deloc rău. Apără Plesca. Are șuturi foarte, foarte bune. Acest Nedelcu chiar șutează foarte bine. Scor de 2-0. Se termină aici așadar, dragi prieteni. Steaua rămâne în continuare pe podium. Rămâne în continuare pe locul 1. Iată un stadion plin care cei drept chiar au făcut spectacol aici, au făcut o galerie foarte frumoasă cu cântece, după cum bine ați auzit și voi. Iată posesie de 68% în favoarea steliștilor. Doamne Dumnezeu, în total 7 șuturi spre poartă și 4 am uitat în direcția porții. Iată și la pase, capitolul pase conducem cu 91%, iar aceștia 78%. Ok, va urma meciul cu Concordia Chiajna, după cum bine o vedem noi. Ok, s-a închisă și perioada de transferuri. Nu, mai este doar un meci. Haideți să vedem ce meciuri mai avem pe aici, să vedem dacă și celelalte echipe ce au făcut. Iată, Viitorul învinge Pandurii Târgu Jiu cu 2-1 în deplasarea casele. Iată, nici Astra nu stă chiar rău, învinge Foresta Suceava cu 3-0. Meciul nostru, Ioan Hora și Romario Benzar, din prima repriză au marcat. Iată, Dinamo nu și revine. Dinamo pierde cu 6-0 în fața celor de la FC Voluntari. Doamne Dumnezeule! Dar iată și CFR Cluj învinsă acasă la ei pe propriul stadion în fața Oltenilor. Iată Mihai Mihăiță, eu am uitat de mine că sunt acolo, mai bine mă transferam și eu, dar lasă că e bine că fac treaba acolo și că am reușit să marchez. Da? Și iată și Raul Baicu, tânărul puștanul Oltenilor, a reușit să înscrie. Deci Dinamo, cea mai mare rușine. Ok, să vedem meciurile ce va urma. Concordia Chiajna și Lyon. Da. Haideți să simulăm acum cu Concordia Chiajna și după vom urca în... vom juca meciul din UEFA Champions League. Iată, Hermannstrand este peste noi la golaveraj. Da. Ok, avem meci cu Concordia Chiajna, iată și ei pe locul 9, peste Viitorul și peste CFR Cluj, dar și Dinamo, iată, niciun punct în două meciuri, destul de gravă situația la aceștia pe ultimul loc, dar și CFR, la fel, nu arată chiar deloc bine, iată, ambele mari echipe pe locuri de retrogradare, da, trist, chiar trist. Ok, voi simula acum partida cu Concordia Chiajna, sper să facă ceva băieții noștri și să... depășească, pentru că Hermannstadt are chiar un început bun de campionat. Hai și pierdem cu 2-0. Da. Iată Paul Batir și Ronaldo de acolo în poarta noastră. Nu-i mare vai, iată s-a încurcat chiar și Hermannstadt. Iată mai sus de noi cu un loc. Pe locul 1 este Astra Rapid, CSU și FC Voluntari. Și FC Voluntari învinge Dunărea Călăraș cu 3-0. Wow. Da, deci da, bă, fraților, cam atât cu acest episod de carieră. Sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți în continuare episod de genul
apăsați butonul de like pentru că va urma marele meci din UEFA Champions League, bă, fraților, în deplasare cu Lyon, o echipă care nu stă chiar deloc rău. Am vins recent în meciul de cupă chiar Paris Saint-Germain cu 2-1, dacă bine îmi amintesc eu. Deci da, hai să strângem cât mai multe like-uri, să dăm drumul și acestui meci. Eu am fost Mihaiță, toate cele bune, pa, pa!